Cea de-a treia ediție a evenimentului Geocaching în Geopark a fost una specială, fiind cel mai important eveniment anual al jucătorilor de geocaching desfășurat în România. Participanți din șase țări, România, Statele Unite ale Americii, Danemarca, Slovacia, Ungaria și Republica Moldova, au răspuns provocării de a descoperi cele 42 de cutii creative și ingenioase ascunse pe patru trasee din jurul orașului Hazeg. Numărul de participanți a depășit așteptările organizatorilor, sublinind cât de atractivă a fost această ediție. Specială. A fost cea de-a treia ediție de geocaching în Geopark și puțin mai deosebită față de celelalte două, pentru că anul acesta am organizat aici la noi în Geopark geoquest -ul. geoquest -ul fiind evenimentul național cel mai important care se organizează în fiecare țară o singură dată pe, pe an. În primul rând a implicat un număr mai mare de participanți, chiar mult mai mare decât ne așteptam noi. Aseară la ea, evenimentul de bun venit am constatat că eram undeva în jur de 80 de persoane, aici incluzându-i și pe tinerii sau pe viitorii geocheșări, acei copii care au venit împreună cu părinții lor și care unii dintre ei sunt încurajați permanent să participe la astfel de evenimente și sigur că se bucură atunci când găsesc cutii, cutiuțe, cheșuri, în special cu jucării în ele. Ca și organizare a fost o provocare mai mare din partea noastră, a celor care l-am organizat, iar sistemul de cheșuri ce au fost puse este și el unul deosebit, pentru că cele 42 de cutii ce au fost puse cu ocazia evenimentului, toate au fost de tip misteri, adică jucătorul trebuia să rezolve un mic mister pentru a afla locația corectă, reală, în teren a cutiei unde se afla ea și unde se găsea logbook cu care trebuia semnat. Și nu numai atât, ci aceste 42 de mistere au creat un geoart, adică o imagine care apare și va rămâne permanent pe harta de geocaching, astfel încât orice jucător din lume o poate vedea și pentru că l-am organizat aici, în țara Hatzegului, și în Geoparcul Internațional Scoțara Hațegului, această imagine a fost simbolul stilizat al geoparcului nostru. Geocaching este un joc global care atrage atât adulți cât și copii. Este o oportunitate de a descoperi locuri noi și de a învăța lecții valoroase. O componentă a jocului care combină coordonatele GPS cu informații legate de geologie. Fără clasamente sau presiunea unei competiții, geocachingul aduce oamenii împreună, invitându-i să exploreze, să descopere și să se bucure de frumusețea și diversitatea lumii din jurul lor.